diferită de a ține un training, și anume la Pașcani, la un colegiu tehnic cu profesori. Directoarea m-a sunat să țin un team building cu aproape 40 de profesori. Și am început să tremur din toate părțile, că mă gândeam ce să fac eu cu profesori. Foarte mulți dintre ei erau mai în vârstă decât mine și am zis, cu siguranță o să apară discuția, ce-i cu flăcul ăsta? Și am zis, ok, eram cu Alexandra, noi nu știu ce o să facem, dar mergem, dăm ce avem, tot ce putem și vedem ce este acolo. Ca să oarecum aduc oamenii împreună, am început cu o poveste legată de tatăl meu. Undeva la 14 ani, el era cu vaca la păscut și îi plăcea să cutreiere o grămadă de deal. Și s-a pierdut și a trebuit să rămână noaptea în, acolo, în pădure, undeva. Și a făcut un mic foc de tabără, a adormit și la miezul noapte s-a trezit că focul i-a ajuns la piciorul stăr. Și s-a ars cam toată partea asta a piciorului. A ajuns destul de târziu la spital. Cei de la spital de atunci au venit cu o idee super genială. Hai să punem piciorul în gips. Asta faci cu arsură de gradul 3. Și a stat 5 zile cu ea în gips și clar s-a făcut și mai rău. Din cauza asta, el după aia n-a putut să meargă cum trebuie și avea piciorul fix. Așa. Și din cauza asta, când după aia se gândea să meargă la liceu, pentru că nu putea să facă sport, l-au trimis la o școală specială. Din Bârlad, județul Pastui, l-au trimis tot mai în Balș, prin zona asta a Craiovei. Și era într-o familie destul de săracă, adică nu era cele mai bune și tot scria scrisori părinților, pe principiu, vai, trebuie abia să vină acasă și ei trimiteau scrisori înapoi, n-avem bani să-ți dăm. Dar a aflat de la început, de când a început școala, că știi ceva, dacă cumva iei 10 pe linie, statul sau cum s-ar zice, Republica Comunistă, Socialistă sau cum vreți să-i spuneți, îți dă ocazia să te duce gratuit, dus întors acasă de sărbători. În 4 ani de liceu, un singur an l-a dat. Pe ceilalți 3, a la 10 pe linie, ca să poată să bucure de a merge la școală. Și vreau să spun cât de mult contează educația și cât de mult contează rolul lor, pentru că ei motivează niște oameni să meargă mai departe. Și pe aia am zis, hai să fie o introducere pentru fiecare, spuneți-mi, mă rog, numele vostru, voi cu siguranță vă știți, dar eu vă știu, și să-mi răspundeți la întrebarea de ce ați ales să fiți profesor. Și vreo 2 ore și jumătate, numai povești despre cum fiecare a ajuns profesor. Cum așa, am avut spus de 1, 2, 3 fraze. Și nu era ca și când, vai, o super plictisitor, a durat vreo 2 ore jumate, dar toată lumea era prinsă. De la o colegă de 23 de ani, care era în primul an de profesoară și era foarte emoționată și simțea multă presiune, și care mai avea un pic și plângea de câte emoții avea, până în capătul celălalt, o persoană care era în ultimul an și se pensiona. Și povestea de cum s-a regăsit în toate poveștile celorlalți. Și am zis, ok, cred că am început bine. Am ajuns la prânz. Și mă trezesc cu unul dintre profesorii mai înaintați. Vine la mine și spune, nu vă supărați, domnul, pot să vă dau niște fite? Și mă gândeam, aoleu, fite, cred că acum. Și mă trezesc că vine cu o sticlă de țuică pe care scrie feedback de cazat. Și zic, ok, feedback de ăsta n-am mai auzit. Hai că încerc, dar sunt totuși la serviciu. Nu, ei, lăsați, puteți să luați. Am luat paharul de feedback, până mai vine altcineva, fostă directoare, și vine și zice, ei, aici am un vin, ăsta e feedback roșu. Feedback roșu de Pașcani. Când am ajuns aici, mă trezesc când mi se spune, hai, nu vrei niște șampanie, iarăși. Frate, am văzut cu mine asta. Ei, am trecut de momentul ăsta și am intrat în parte de lucruri mai educaționale și cineva spune de o problemă foarte mare pe care au profesorii în acea școală. Și anume, prăpastia dintre generații. Și zic, în ce sens prăpastia dintre generații? Băi, noi suntem generația expirată. Ăștia se uită la noi ca și când suntem niște expirați, nu avem ce să le spunem și nu putem să ajungem la ei. Ei au minte atât în venica, pe Facebook, ba, alte prostii, noi nu putem să rezonăm cu ei. Și asta e un lucru pe care cred că mulți îl simțim câteodată. Că și când venim în față și povestim oamenilor, parcă e o prăpastie imensă. Ne pregătim să zicem o glumă, așteptăm așa reacție și... nu mai zice nimic. Deci, ok, bun, înseamnă că nu ai mers. Punem o întrebare, nimeni nu răspunde, au. Și când suntem șefi, suntem în situația în care simțim că între noi și echipă e o dita mai prăpastia, că ce le spunem nu înțeleg oamenii ăștia. Le spunem, băi, fiți proactivi, fiți productivi. Nu știu ce înseamnă asta. Până și cu copiii, eu nu știu, n-am încă copii, dar cu siguranță o să mă trezesc în situația în care nu o să știu să relaționez cu el, pentru că suntem în două luni total diferite. Dar am făcut cu ei un exercițiu pe care, cu siguranță, unii dintre voi ați trecut prin el, dar o să facem și astăzi pentru de dragul exercițiu. Pe fiecare aveți o foaie de hârtie, nu? Că ați dat foarte mult feedback. Am să vă rog pe foaia de hârtie
să scrieți foarte simplu, știu prin ce treci. Atât. Doar să scrieți pe foaia aia, hârtie, știu prin ce treci. Exact cuvintele. Exact cuvintele. Nu trebuie să vă semnați, doar dacă vreți să vă stați la amprentă, dar doar atât. Așa, mai dați foi de la unul la altul, cine nu are. Deci foi de la altul. Așa. Suntem destul de bine. Exercițiul e în felul următor. Eu am să vorbesc de o anumită experiență și dacă ați trecut prin asemenea experiență, vă rog să ridicați foaia de hârtie și apoi să faceți schimb cu altă persoană care are foaia ridicată. La fiecare rând vă rog să fie cu altă persoană și dacă e o persoană pe care nu o cunoașteți, cu atât mai bine. Și vă rog să faceți și contact vizual, adică să nu fiți ceva de genul. Dar puteți să vă uitați unul pe omului că nu-i rău. Prima situație, dacă vreodată ați avut datorii sau ați simțit că aveți o grămadă de facturi de plătit și v-ați zis, băi, de unde dracu scurte banii ăștia? Dacă ați fost în situația asta, vă rog, ridicați foaia și faceți schimb cu altă persoană. Eu. Vedeți, faceți schimb și de două ori dacă e cazul. Așa. Așa, faceți la schimb. Bun. Acum, dacă vreodată ați fost în situația în care ați simțit că ați dat-o în bară și ați dezamăgit pe oamenii pe care poate a crezut în voi, bun, schimbați foaia cu altă persoană. Puteți să vă ridicați de loc vostru. Nu e nimic greu în asta. Așa. Bun. Dacă vreodată ați fost în situația în care v-ați simțit neînțeleși, că nimeni nu vă susține și parcă toată lumea e împotriva voastră, vă rog frumos ridicați foaia de hârtie, schimbați cu altcineva. Așa. Te schimbați de două ori, nu e nicio lipsă aici. Și ultima și cea din urmă, dacă vreodată ați fost trădați de către o altă persoană, vă rog frumos, v-ați simțit trădați de către o altă persoană, vă rog frumos, faceți schimb cu altcineva. Deci cu fontul ăsta? Ce s-a întâmplat și cu ei și se întâmplă și aici la un nivel, este că de fiecare dată când se împărtășește o astfel de experiență, oamenii încep să râdă și încep să zică deși, dacă stai să vă gândiți, experiența aia n-a fost frumoasă. Adică să știi că voi am o grămadă de datorii, n-am bani, nu e frumos. Să treci să te trădeze cineva, nu e o experiență frumoasă. Să o dai în bară, să te simți singur, nu e frumos. Dacă nici cineva care rezonează cu chestia asta, ne dăm seama că nu suntem singuri, parcă ceva din noi se duce. Parcă respirăm mai calm, că... Păi, totuși e ok. Și ne apropiem împreună. Păi dacă noi ar fi să fac exercițiul ăsta, să repetăm pentru cei care au iPhone-uri în sala asta, sunt sigur că nu o să vă îmbrățișați ca și când frate, tu ești fratele de la cealaltă mamă pe care nu l-am cunoscut niciodată. Pentru că succesul nu ne aduce împreună așa de aproape. Nu ne aduce împreună cum ne aduce o suferință sau un eșec între. Și când le povesteam lor de chestia asta, vreau să spun, voi nu știți că ați fost și voi odată liceeni, n-ați fost și voi odată copii, n-ați fost și voi odată exact în situația lor, voi trebuie să înțelegeți un lucru. Noi când eram la școală, aveam impresia că voi v-ați născut așa. Deci eu până în clasa 8 am crezut că profesorii au fost creați în forma în care i-am cunoscut. Nu m-am dat niciodată că au fost copii. Așa sunt copiii. Nu știu prea multe. Și întotdeauna este o prăpastie, dar nu e o prăpastie în adevăratul sens pe care o putem traversa. E de fapt o ignoranță între generații. E o ignoranță între oameni de diferite vârste, de diferite profesii și de diferite locuri. Noi aici suntem de vârste total diferite, dar uite că găsim puncte de legătură. Și dacă e vreodată să ne gândim, măi, cum pot să ajung la oamenii ăștia din fața mea? Spuneți o poveste. Dar nu orice poveste, nu o poveste în care neapărat trebuie să fie doar de bine. O veste de aia cu care oricine poate să rezoneze. Că cu toții trecem prin același cer. Am fost și noi niște naivi, niște visători, după aia viața ne-a dat niște palme peste față, am stat așa un pic singur, am plâns, ne-am curs lacrimile, ne-au fost greu. Dar poate cineva acolo a fost pentru noi. Cine? Ce anume a zis omul respectiv? Ce e un om mai bătrân, cum se spune, pentru că cine n-are un bătrân trebuie să-și cumpere. Foarte multe învățări vin de la cei care au fost dinaintea noastră. Și noi că suntem tineri, care ne-i obicei? Asta că le știm, noi. Că suntem deștepți, ne-am citit, noi citim pe Facebook, avem Wikipedia, părinții noștri, sunt niște care înapoi, ați fi habar n-am. De cele mai frumoase lecții le învățăm tocmai de la părinții noștri, de la cei care au fost înaintea noastră. Pentru că sunt lecții
pe care noi am putea să le evităm, lucruri pe care am putea să le evităm și să le facem mult mai bine. Dacă ar fi să vă gândiți la oamenii cu care interacționați și vă gândiți, băi, de ce nu ajung la oamenii respectivi? Ar vrea să vă întrebați cât de bine vă știu oamenii aia povestea. Pentru că o să aveți clienți, dacă sunteți antreprenori sau sunteți oameni de afaceri, o să aveți clienți care o să vă spună nu. Și ok, au dreptul să vă spună, au libertate să vă spună nu, au libertate să vă spună nu. Dar măcar dacă pleacă de acolo, vă înțeleg povestea și înțeleg de ce faceți ceea ce faceți, sau ne pierdem doar în, eu sunt consultant pe acest avion, eu vă oferă, pentru că asta nu rezonează cu nimeni. Dar dacă îi spui omului, știi ceva, eu de când am fost mic, mă uitam la taică-ul meu, când venea acasă al naibii de supărat, că nu-i plăcea la job. De atunci, eu mi-am decis că dacă vreau să fac o profesie, vreau să fac o profesie în care oamenii se bucure de ce fac la job. De asta vreau să fac un training cu dumneavoastră. Poate să zic că nu. Dar măcar rămâne cu adevărată motivație pentru motivul pentru care faci ceea ce faci. Poate să fie oameni care o să zică. O să fie oameni de genul ăsta, indiferent ce le spui. Dar o să fie oameni care o să vadă valoare în ceea ce spui și o să zică, băi, dacă asta te motivează, hai că stau o șansă. Nu ești profesionist, ai 24 de ani, faci și ceva. N-am văzut pe nimeni care să vină așa mai pasionat decât să vii tu și mai dorit să încerci. Așa că, hai să vedem ce sunt. Mă încurajez să vă spuneți poveștile, să mergeți dincolo de ceea ce înseamnă realizări, de ceea ce înseamnă 1, 2, 3, 4, și să spuneți o poveste și mai mult de atât, să permiteți oamenilor să vă cunoască prin prisma acelei povești. Și anume, să dați spațiu ca oamenii să experimenteze lucruri pe care le-ați trăit și voi. Undeva când eram pe la 12 ani, termin imediat, mai am mult timp, termin foarte scurt. Aveam un cățeluș, chema Coco, și săracul s-a îmbolnăvit. Și trebuia să-i dau o pastilă pentru că avea viermi intestinal. Numai că când să-i dau pastila în sărie, o scuipa. Păi am zis asta, o forță brută se rezolvă absolut orice, l-am ținut. I-am băgat acolo, n-ai venit. Și o scuipa pe ea. Păi ce fac? Omul să trebuie să-i dau o pastila, o să mă se moară, eu știu ce o să pățească. Și îmi sun pe taică-mă și taică-mă ce-mi zice? Bă, pune-i într-o prăjitură ceva, pune-i într-un brac aia, pastila aia în ceva, că el să nu se prindă că e o pastilă. Zis, ok. I-am pus într-o prăjitură și acum am jucat un pic. Și după aia am mâncat-o și a savurat-o. Asta este o poveste. E un bun mod de a îmbrăca o pastilă, o lecție pe care trebuie să dai audienței, un apel la acțiune, o îmbraci frumos și o dai oamenii și o devorează pentru că oricui îi place o poveste. Mulțumesc!